Bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general instabilă și răcoroasă. Cerul va prezenta înnorări temporare accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial și se va semnala grindina. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar cele minime între 8 și 10 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău temperatura maximă a urcat până la 18 grade, iar minima s-a oprit la 7 grade. Mâine vremea rămâne instabilă cu înnorări temporare și precipitații. În Șimleul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 20 de grade și minime de 8 grade. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zile va urca până la 19 grade, iar minima va coborî la 8 grade. În Jibou și Cehul Silvaniei, meteorologii estimează o maximă de 19 grade și o minimă de 7 grade. Vineri sunt anunțate câteva averse, iar temperatura maximă va urca la 18 grade și cea minimă va scădea la 8 grade. Și sâmbătă sunt șanse de ploaie, iar mercurul din termometre nu va depăși 17 grade și minima scade la 7 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!